Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit, un nou început de săptămână și noi știri din sport. Alături de mine în platou este colegul meu Ionel Luțean. Bună, Ionel, bine am revenit! Bună, Alice, bine te-am regăsit, bine am început noua săptămână! Foarte bine, așa este, avem foarte multe de discutat. Alături de noi în platou este și colegul nostru Dacian Varga. Bună, Dacian, ce mai faci? Bine ai revenit! Bună, bună, bine v-am găsit, bine sănătos! Bine, sănătos, tânăr și frumos. Știi că e un vorba... Tânăr... Da, știi, în gură, nu e că... Nu putem să-l avem pe toate, nu chiar. Ești în formă pe ziua de astăzi, că avem atât de multe de discutat. Ai văzut câte s-au întâmplat weekendul ăsta? Avem baraj peste baraj peste baraj. Începem cu cele de rămânere în Liga 1 sau de accedere în Liga 1. Hai să vorbim puțin despre meciul celor de la Voluntari cu Dunărea Călăraș, unde săptămâna trecută noi am vorbit foarte mult și cu cei de la Călăraș și cu cei de la FC Voluntari, care mai de care spuneau, noi avem emoții, o să fie foarte greu, dar până la urmă rezultatul a fost în favoarea FC Voluntari 2-1. Ce părere ai avut despre partidă? Exact cum am spus și înaintea partidei, am discutat pe acest subiect și am spus că, din punctul meu de vedere, cei de la Voluntari o să câștige și cred că deja au luat 70-80%, cred că sunt ca și în Liga 1 rămași. În schimb, nu mă așteptam la Hermannstadt, nu mă așteptam. Dacă la Voluntari s-a văzut diferență Liga 1 cu Liga 2, la Hermannstadt, sincer, nu... Un pic cu semnul întrebării? Exact, puțin cu semnul întrebării, da. Am văzut și declarația antrenorului după meci, spuneau că la cum au jucat nu merită să rămână în Liga 1. Dar mai este un meci pe teren propriu și cred, cum am spus și săptămâna trecută, cred că cei din Liga 1 o să rămână în Liga 1. Locurile sunt stabile, Ionel, ești de aceeași părere? Care a fost în viziunea ta avantajul și dezavantajul echipelor care au jucat în weekend? Mai toată lumea fotbalistică spunea înainte acestor duble partide de baraj că cel mai echilibrat meci va fi cel de la Mioveni și iată că au avut dreptate. Mioveni-Hermannstadt 0-0 și lasă deschisă poarta calificării pentru ambele echipe, iar meciul se va disputa oarecum pe teren neutru la media și acolo unde evoluează în calitate de gazdă formația sibiană. CS Mioveni poate marca la media și poate strica socoterile gazdelor. De cealaltă parte, o partidă echilibrată în general, dar cu un învingător scontat, FC Voluntari, chiar dacă mai bine au început jucătorii lui Cristi Pustai, o greșeală acolo, o dublă greșeală aș putea să spun, Gabi Tamaș, respectiv Victor Uniceanu, Canda a profitat, însă experiența superioară a grupării de primă ligă a ieșit la timp în relief și iată că pentru returul de joi, ora 20:30, FC Voluntari are clar prima șansă de a rămâne în Liga 1. Declarații controversate cu siguranță după finalul partidei. Gabi Tamaș, care era vizibil deranjat poate și de greșelile pe care le-a comis, de stresul prin care declara că trece și din faptul că are nervii la pământ din toate punctele de vedere, a spus că nici nu știu dacă mai joc data viitoare. Ce părere aveți despre... Adică te văd acolo că râzi în colțul tău, dar cred că se ambiționează Gabi și pentru ultima parte. Da, îl cunosc foarte bine, este un bun prieten de-al meu. Știu că pune suflet. Normal că nu i-a convenit că a greșit la gol și cred că acea declarație a spus-o la nervi, la supărare, dar sunt ferm convins că o să pună umărul la salvarea celor de la Voluntari. Da, așa cum îl știu și eu pe Gabi, nu cred că ar renunța sub nicio formă la să-și ajute cu echipierii, indiferent unde ar fi și indiferent de supărările pe care le are. Ionel, ești de acord? Ne putem baza pe Gabi și în etapa următoare. Da, eu cred că în aceste declarații poate că vedem ceva și din ceea ce va urma. Alice, probabil Gabi Tamaș își pune întrebarea dacă va mai continua din viitorul sezon la FC Voluntari. Pare să fie ajuns oarecum la o saturație fotbalistică. Bine că până la urmă s-a întors rezultatul, pentru că o eventuală retragere a lui Gabi Tamaș, care ar fi fost sinonimă cu o retrogradare a celor de la FC Voluntari, ar fi fost chiar dramatic pentru o carieră atât de importantă. Acum la 2-1 pentru FC Voluntari, echipa cred că va reuși să se mențină în Liga 1. Și mai joacă și Tamaș mai joacă un meci. Și eu zic că mai joacă și în campionat. Și dacă îl conving, de fapt Ioan Andone ne-a spus, Alice, că nici nu se pune problema din punctul de vedere al conducerii, vor încerca să-l convingă să mai rămână un sezon. Răspunsul ăsta la Gabi Tamaș.
O să vedem săptămâna aceasta după următoarele partide care vor avea loc pe 2 iunie, în aceeași zi în care va juca și Naționala României amicalul cu Georgia, dar după aia cred că o să-i spunem lui Gabi să vină chiar aici în platou. Ca să ne spună aici dacă continuă așa sau nu. Să stăm ca să, în cazul în care anunță vreo retragere din fotbal, deși noi sperăm să nu, să fie aici la noi în studio, nu-i așa? Așa este. Aici l-am și prezentat când a venit, nu, la FC Voluntari. Exact, când a venit, dar în cazul în care aici nu retragerea, ci faptul că va prelungi angajamentul și va mai evolua încă un sezon, cred că FC Voluntari și fotbalul românesc are nevoie de astfel de jucători. Da, și eu am spus, cred că o să mai joace un sezon la Voluntari. Deci pentru următoarele două partide pare totul a fi bătut în cuie, cum s-ar spune, și s-ar putea. Bine, noi suntem optimiști în ambele direcții, dar echipele de Liga 1 să-și păstreze locurile, deși la Hermannstadt, așa cum ai spus și tu, Dacian, lucrurile par a fi un pic cu semnul întrebării. Da, din prestația echipei, mai ales din partida din weekend. Da, sincer, și am rămas puțin mirat, mă așteptam... Deci trebuie să fie ceva mai mult față decât au arătat sezonul acesta, pentru că era clar că undeva niște lucruri clar s-au rupt. S-au rupt, dar ei în ultimele meciuri au jucat bine. De asta am spus, am crezut că o să meargă pe aceeași pantă crescătoare să câștige din primul meci, să nu mai stea un al doilea meci cu sufletul la gură, totuși e un 0-0 greu. Și nu este deloc ușor, Dacian și Alice, faptul că la retur misiunea gazdelor va fi dificilă, pentru că pe banca celor de la Hermannstadt este Eugen Beza, care a fost elev lui Alexandru Pelici, un antrenor cu mare experiență, care poate judeca, care poate cânteri bine returul. Da, exact. Și va poate avem parte de o mare surpriză aici în retur. Cine știe, dar întreg sezonul a fost plin de surprize anul acesta și mă gândesc la cei de la Viitorul care s-au salvat pe ultima 100 de metri din situația în care se aflau, care nu le făcea deloc cinste sub absolut nicio formă și au ajuns să câștige primul meci de baraj pentru Conference League și să ajungă în această finală, să-i spunem, pentru... În alt baraj. Exact, la alt baraj, plin de baraje, deci da. Nu... Piedici după piedici cu cei de la Șepși, dar cei de la Șepși și-au arătat maestria, deși un scor de 1-0 relativ modest. Poate ne-am fi așteptat la ceva mai mult, dar ce părere ai? Un gol norocos. Dar cred că, per ansamblu, meritată victoria celor de la Șepși. Mi-ar fi plăcut totuși să-i văd pe cei de la Viitorul în Conference League. Crezi că ar fi putut să facă față, dat fiind să aducă ceva rezultate, dat fiind parcursul lor din Liga 1? Dacă se întoarce Gică Hagi pe bancă, da. Crezi că asta ar fi diferența majoră care i-ar ajuta, imboldul care ar avea nevoie? Foarte mare diferență. Foarte mare diferență. Ionel, ești de acord cu Dacian? Crezi că poate ar fi făcut o diferență dacă ar fi reușit să câștige și să se întoarcă Gică Hagi pe bancă? Da, cred că revenirea lui Gică Hagi ar trebui să fie legată și de aducerea unor jucători de certă calitate, pentru că doar regele pe bancă, în condițiile în care lotul de la Viitorul s-a cam diluat, au mai plecat jucătorii care aveau calitate, nu? Și care punctau pe acolo. Mereu au plecat de la Viitorul. Au plecat, dar vezi, Dacian, că nu mai vin din urmă aceeași calitate. Avem acum tineri jucători de 18-19 ani care bat la porții la firmării. Ori rezultatele nu pot fi aceleași. Trebuie răbdare, nici măcar la Viitorul nu mai este răbdare, dar vom vedea în perioada următoare, pentru că se discută această fuziune între Viitorul Constanța și Farul, care este de actualitate și în aceste condiții lucrurile vor putea lua o altă turnură în perioada imediat următoare la Viitorul. Dacă nu mă înșel, chiar vineri am discutat, nu-i așa, la cei de la Viitorul și spuneau că va fi posibilă această fuziune dacă din punct de vedere al birocrației și al termenilor din toate punctele de vedere vor avea timp, pentru că asta este problema. Timpul și hârțogăraia la noi în România. Dar ce părere ai avea de genul ăsta de fuziune dintre cei doi? Ai mai discutat noi așa, dar... Ar fi senzațional. Acum e chiar idee. Ar fi senzațional, din punctul meu de vedere, să se unească Farul Constanța cu Viitorul, să se facă și un stadion, că degeaba se unesc dacă... Da, era în discuție și acest aspect. Titulatorul echipei va fi Farul Constanța, adică reprezentativ nume pentru fotbalul din România. Sub această umbrelă urmează să se reunească cei de-aia. Da, acum nu știu dacă, ok, cei de la Viitor au un campionat, au o cupă. Se transferă la Farul sau se poate face așa ceva? Până la urmă nu știu. Au luat în calcul toate acestea. Nu, adică totuși au și un titlu, au un palmares acolo și nu știu, nu cred că... Vom vedea din punct de vedere legal ce se întâmplă cu palmaresul. Dacă o să se unească cele două echipe,
chiar o să fie, cred că o să fie o forță și în, și în Liga 1. Dacă ar avea și sprijinul autorităților locale din alte puncte de vedere, ar fi și mai bine. Se zvonea faptul că Consiliul Local al Constanței ar dori înființarea unei noi echipe. Lucru care... Uite cum te-ai disuflat. Altă echipă. Nu avem echipe, de ce trebuie să mai facem încă una, nu? Iar sunăm de la zero, iar înființăm altă echipă, iar... Deci eu îți spun ce scrie... S-a dus Ciprian acolo, nu știu, adică nu, de ce nu a ajutat... Primăria din Constanța să facă o echipă de la Liga și a 4-a. Cu ei. De la Liga a 4-a, echipa ar fi urmată să se numească CSM Constanța, așa cum se întâmplă în mai multe orașe din țară, n-avea legătură cu Farul. Și vreau să fac o altă echipă care să plece din Liga a 4-a, CSM Constanța, era o idee a primarului din Constanța. În schimb, cred că în perioada actuală, acum au luat, știu eu, amploarea aceste demersuri legate de fuziunea dintre Viitorul și Farul, echipa ar urma să joace la Ovidiu. Maxim, dacă e adevărat, echipa ar urma să joace la Ovidiu, perioada în care municipalitatea din Constanța ar trebui să reconstruiască stadionul Farul. Timp de 2 ani, Compania Națională de Investiții se spune că ar fi deja implicată. Și în 2 ani stadionul Farul ar trebui să fie reconstruit din temelii și mai apoi să se mute la Constanța, să fie chiar reprezentativ Farul Constanța cu Gică Hagi, cu Ciprian Marica, cu factorii locali, și atunci ar fi o forță, ar deveni o forță adevărată în fotbalul românesc. Reconstruit sau reconstituit? Nu, renovat, adică total. Dărâmat. Polul cred că trebuie dărâmat și luat trebuie de la zero. Și numai. Da, așa dărâmat și reconstruit un stadion nou. Da, țin minte că am jucat și o finală de Supercupa acolo, Târgu Mureș cu Steaua. Mamă, gădeau zidurile alea pe noi. Mai ales că acolo este un tunel până ajungi la gazon. Și cred că este vreun tunel de vreo 30-40 de metri, de la vestiare până la teren. Ne uitam stânga-dreapta, cădea-te în cuiala de acolo. Dacă țipai, cred că mai tare în tunelul ăla, cădea-te în cuiala. Dar pe de altă parte, Dacian și la Constanța, publicul era iubitor de fotbal. Da, da, da. Lume venea la meciuri. Foarte multă lume. Foarte multă lume. Au avut și echipă. Da, da. Când ai echipă, vine lumea la stadion. Dacă nu ai echipă, pentru ce să vină lumea la stadion? Să vadă că ești pe locul 12, 13, 15 urât. Și stadionul urât, adică nu au niciun motiv. Nu au niciun motiv. Da, clar, și dacă ar avea un stadion mai atractiv din toate punctele de vedere, ar putea să organizeze și alt tip de competiții. Mă gândesc la factorul de turism al orașului Constanța, care până la urmă fotbalul atrage oameni. Adică mai creștem și din alte puncte de vedere, dar asta va dura foarte mult. Știm de la arenele de la noi, de pe aici, din zonă, cam cât de mult a durat să fie renovate, să fie reconstruite. Să... Hai că astea noi parcă nu așa mult, nu? Asta au fost cam pe repede viteză, așa. Da, dar la partea birocratică, care încă așteptăm să bată la ușa anumite hârtii, dar... Nu știu dacă putem să jucăm până nu se termine Euro, nu știu. Dacă putem să jucăm. Nu, sunt stabile pentru Euro. Asta am spus, mai vedem. Dar vedem după, o perioadă lungă, da. Vedem după Euro dacă o să intre vreo echipă repede pe un stadion. Dacă o să mai dureze o săptămână, două, lună, șapte, cum e la noi în România. Uite că pe partea cealaltă, cum e la noi în România, dar vestul la Sfântul Gheorghe, cei de la Șep și se pregătesc să intre într-un sezon nou, pe un stadion nou, pentru că s-au mișcat foarte repede din toate punctele de vedere. Au câștigat, s-au calificat în preliminariile Conference League. Loc bine meritat, de altfel, pentru cei de la Șep. Toată lumea a fost foarte mândră de ei, toată lumea e de acord că locul lor este acolo sus în campionatul României. Acum, nu știu, să mă contraziceți voi dacă e altfel. Nu, așa și pare, o construcție serioasă, solidă, din toate punctele de vedere. Iată că infrastructura crește odată cu echipa, această adevărată performanță pe care cei de la Sepsi au făcut-o, și aici de aceea nu există grabă. Nu s-au ars etape. Exact, oamenii asta au mers cel mai așa mult. Cum exact. Trebuie, iar rezultatele nu au cum să nu te răsplătească. Da, 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 asta am spus și eu. Mi-a plăcut că a fost un proiect serios, luat de la început, de pusă temelia și după aceea, adică nu... S-au dus și au zis, gata, din primul an vrem să ne batem la campionat, vrem să ajungem în cupe europene. Nu, au luat-o ușor treptat și sunt ferm convins că următorul an competițional au toate șansele să se bată la campionat. Haideți să mergem, Dacian, la Sfântul Gheorghe. L-avem la telefon pe Cornel Schweitzer, președintele celor de la Sepsi. Bună seara! Bună seara, sărătuna și invitatul dumneavoastră. Bună seara! Felicitări pentru rezultatul împotriva celor de la Viitorul din acest weekend. Intrați în preliminarele Conference League și asta discutam aici în platou, că locul echipei Sepsi este acolo sus în clasamentul din România. Da, e adevărat. O mare performanță, zic eu, și un loc meritat, aș spune.
Am mai spus-o la dumneavoastră, cred că și la ceilalți colegi din mass media, noi am în sezon regular și în play-off am fost pe locurile fruntașii, locul 4-5 tot timpul zona play-off-ului și eu zic că am reușit o performanță mare, calificarea în Europa și victorii în fața echipelor care s-au bătut la campionat, în fața celor de la CFR, celor de la FCSB, a celor de la Craiova. Am reușit rezultate mari și prestații la fel de bune, a zice. Asta ne dă speranțe, pentru că s-a muncit bine la Sfântul Gheorghe în ultimii ani, chiar de când echipa a reușit o performanță mare, promovare în Liga 1, o performanță istorică. Locul al doilea s-a calificat în play-off, dar s-a reușit mai puține puncte. În locul 3, în al treilea sezon, în finala Cupei României, că n-am pierdut în fața celor la FCSB acum un an, în 2020. Anul ăsta o performanță notabilă și calificarea în meciul de baraj cu cei de la Viitor, un meci decisiv pentru noi, un meci cu destul încărcătură, dar am avut încredere în băieți. Băieții au arătat încă o dată că nu întâmplător am fost în zona play-off-ului în acest campionat și printr-o prestație, într-o primă repriză, aș spune, excelentă. E adevărat, a doua repriză am ieșit un pic mai relaxat de la vestiare și era sunt coste. Dar în final a ieșit bine și zic eu că meritat vom merge mai departe în Europa. Dar să nu uităm, e o vacanță bine meritată pentru toți jucătorii din Liga 1 și nu numai, și cei din Liga 2, din toate eșalanele fotbal românesc. După care, la jumătatea lunii, ne vom reuni, pentru că ne vom pregăti pentru nou sezon. Un nou sezon destul de dificil, dacă mă întrebați pe mine, destul de complicat va fi în lupta pentru play-off, pentru că, vedeți, revine un Rapid, Craiova a revenit, Viitorul dorește mai mult, sunt echipe care o să vrea să fie destul de complicat în calificarea pentru play-off, trebuie să fim atenți, să muncim la fel de bine, să reușim să aducem niște jucători, nu mulți, pentru că noi avem un lot configurat, dar și jucători la fel de bun în calitate care să creăm emulații. Este un lucru benefic. Anul ăsta zic eu că am avut șansa de a fi acolo, pentru că am avut un lot destul de echilibrat valoric și, în primul rând, am fost bine numeric. Asta a contat foarte mult din punctul meu de vedere. Și încercăm și în sezonul următor să facem lucrurile la fel de bine. Acum, noi dorim mai bine. Vom vedea în ce măsură vom reuși. Bună seara, domnule președinte! Iată că la o echipă cu pretenții, iar Sepsi se încadrează clar în acest concept, lucrurile se așează bine. Veți merge pe noul stadion, tehnicianul a fost confirmat și pentru stadionul care urmează, cu o perioadă înainte de terminarea campionatului în curs, jucătorii, mare parte dintre ei, rămân, așadar perspectivele, din toate punctele de vedere, par deja favorabile. Da, asta ne și obligă, să știți. Arena nouă, un gazon excelent, cred că va fi cel mai bun gazon. Spectatori în spate, deci nu va fi ușor. Trebuie să creăm, să producem fotbal, să creăm spectacol. Acum sper din tot sufletul că zic eu că anul ăsta am arătat bine. Asta ne dorim și în sezonul următor. Acum știți foarte bine, ținem mulți de șansă. În unii momente, anul ăsta am fost lovit și de COVID, dar nu numai noi, șefii Sfântul Gheorghe. Toate echipele din Liga 1 și Liga 2 n-au scăpat și din Liga 3. Eu ne-au lăsit spectatorii, dar nu numai nouă, în cuvânt în care am fi avut suportul azi și la ultimul joc în fața celor de la Viitorul. Chiar publicul, cât a fost un public alt care ne-a ajutat. Acum, ce ține de arena nouă, e o arenă fantastică, e adevărat, care v-am zis totodată, ne obligă
să jucăm și un fotbal spectaculos. Din partea mea, domnule președinte, ca așa, ca o considerație, cred că Sepsi a avut unul dintre cele mai echilibrate loturi din Liga 1. Mi s-a părut că nu au fost așa soliși de marcă, cum vedem poate la alte echipe, însă omogenitatea și faptul că ați avut un lot echilibrat, numeric și valoric, l-au ajutat pe Leo Grozabu să facă schimbări de la o etapă la alta, fără ca acest lucru să se vadă în rău în evoluția echipei. Da. Și știți foarte bine un punct foarte la noi și Leo și stafful lui. O vede că iubi și preparatorul fizic, care pune mare accent în pregătirea fizică, un lucru benefic. Când poți să alergi, i-a văzut de multe ori am făcut diferența. Chiar dacă am jucat cu echipele mai bine cotate, echipele care s-au bătut la campionat. Asta e unul din aturile noastre și e clar că Leo, la fel, vom căuta jucători care să poată integra în jocul nostru, în programul de pregătire, care se pune mare așa în pregătirea fizică. Și sperăm să arătăm la fel de bine. Noi am dorit și mai bine în sezonul următor. Vă spun cu sinceritate. Așa sperăm să și fie. Domnule Schweitzer, vă mulțumim tare mult. Voiam să facem așa ca un rezumat al acestui sezon și a evoluției foarte bună pe care a avut-o echipa dumneavoastră și vă lăsăm să aveți o vacanță liniștită atât cât se poate într-o perioadă destul de scurtă. Mulțumim tare mult! Vacanța, Alice, vacanță, președintele Werner Schweitzer era la birou deja, dacă ceilalți antrenori și jucători se bucură de câteva zile bine meritate, conducerea lucrează în această perioadă. Știm cu toții, Dacian, că cei care sunt la timona cluburilor acum parcă au mai mult de lucru, nu? Da, acum se fac transferuri, acum vezi jucători, acum... Exact, semnezi. Plătești sau poate reziliezi, da. Nu? Oricum plătești, la Sepsi plătești și dacă reziliezi, că băieții pleacă cu banii la zi. Da, mi se pare normal, nu da. Sunt niște lucruri normale. Iar ajungem la discuția asta, da. Și spunem că nu, lasă că cecăm, sunt locuri în care se întârzie cu banii, așa și ne mirăm de normalitate de fiecare dată. Exact. Să ajung să mă plictisez în discuția asta. O să mi se pară ciudat când o să vină cineva și o să spună, păi nu, că și la noi e totul la timp, și la noi e totul la timp, și o să zic, dar ce s-a întâmplat de anul trecut? Sunt echipe Alice, sunt de normalitate. Foarte multe, nu, exagerăm acum de... Și ai spus că sunt foarte multe? Multe, hai. Hai bine, să zicem că e o proporție. Nu cred că sunt chiar foarte multe care sunt cu banii la zi. Eram optimistă, lasă-mă în pace. Bine, sperăm să fie mai bine, sperăm să fie mai bine. Bine, da, asta zic că o să mă mir când o să fie toată lumea care o să vină să spună că suntem în regulă cu toții, să ia exemplu celor de la Șep și iată un parcurs foarte bun anul acesta. Anul viitor, clar, cu siguranță vor fi în zona aceea de pericol pentru echipele care au fost pe primele trei locuri. Bine, au fost și anul ăsta, dar la anul s-ar putea să fie și mai puternici. Da, asta am spus și când am deschis subiectul cu Șep și... Au un lot bun, a rămas antrenorul, un lucru foarte bun din punctul meu de vedere că a rămas antrenorul la echipă. Mai rar și asta vedem? Mai răruț și chestia asta, da, da, da. Sincer, mă așteptam să se ducă la CFR. Nu știu, doar ce am citit în presă, dacă a fost adevărat cu CFR-ul, cred că era... o oportunitate foarte bună pentru Leo Grozavu să treacă la nivelul următor. E adevărat, Dacian și Alice, dar pe de altă parte, dai siguranța pe care o ai la Sepsi, unde ai tot ce trebuie, iar obiectivele realiste vorbind nu sunt atât de importante, de mari. La CFR se vorbea de titlu. Iar tu, ca antrenor, chiar dacă ai mare experiență, chiar dacă te cheamă Leo Grozavu, nu știu, ai putea să capotezi. Și atunci, dacă pui în balanță cele două variante, evident, salariul i-a crescut, având un nou contract, are tot stafful lângă el, având toate aceste garanții, cred că mai merită, dar aceea să mai încerci una la Sepsi și poate după aceea, și dacă mai prinzi trenul. Nu știu. Nu poți să și dacă mai prinzi trenul. Dar alegere grea de făcut și pentru Leo Grozavu. Bine, nu putem să ne dăm cu părerea în direcția asta, că nu se știe cum va fi sezonul următor, că s-ar putea să fie și mai bine și ofertele să fie și mai bune după aceea. Bine, e cu dus și întors, așa cum ai zis tu, nu se știe ce trend prinzi. Dar vom vedea, bine, acum lăsând așa la o parte Liga 1, care mai avem meciurile acelea de baraj, la Liga 2, pentru cele noi calificate din acest weekend. Ionel, te rog, fă-ne un rezumat, ca după aia să trecem la fiecare în parte și să și vorbim la câteva dintre echipe.
A fost așa în ordine. Dacia Mirea Brăila câștigă pe teren propriu 1-0 cu Oțelul Galați, furnizând, spun eu, surpriza, pentru că cele două echipe plecau din direcții opuse. Oțelul, o echipă care are la acest moment cam tot ce îi trebuie pentru a face performanță. O echipă care nu prea avea nimic. Și una care nu prea avea nimic, completează Dacia. Este vorba de Dacia Mirea Brăila. Paradoxal, pentru că noi vorbim de Dacia și de Liga a doua, acolo unde condițiile sunt la ele acasă, bugetele sunt considerabile, jucătorii sunt plătiți, echipele nu promovează. Iată că Dacia Mirea Brăila, ne spunea Florentin Petre, mâncau la pachet. Cineva din oraș venea cu meniul zilei Alice, caserole din acelea de plastic, masa jucătorilor. De bani nu prea se vorbea la Brăila, pentru că este incredibil. Dar l-am și avut în platou pe Florentin Petre, care când a venit vorba despre asta, nici măcar nu a evitat cu eleganță subiectul. Bine, nici nu ne interesează pe noi foarte tare aspectul financiar. Ce să spună și, ce să spună și Florentin? L-am sunat și pe domnul primar de la Brăila în ziua respectivă, la fel diplomația. Domnul de la restaurant, cred că mai trebuie să-l sunăm, care dă meniu în zile. Ca să ne spună exact ce... Acolo este secretul succesului. Ce meniu dă... Da, din păcate a fost o misiune dificilă. Da, ce unirea Brăila câștigă și readuce acest oraș important pe scena eșalonului secund, însă cred că, din păcate, nu vor putea juca la Brăila în continuare, ei au făcut-o până acum la Însurăței. Vom vedea, primarul spunea atunci că vor face eforturi ca echipa să-și face la Brăila în Liga a doua. Rămâne de văzut dacă în perioada următoare vor putea cosmetiza acele tribune de la Șeanca ai jucat și acolo. Exact, cădeau pe tine și ele. Uite, hai să mergem la Brăila și să vorbim cu Florentin Petre, pe care îl avem la telefon. Bună seara! Bună seara, noastră și invitaților! Felicitări pentru rezultatul de ieri și pentru noua provocare care va veni cu ocazia aceasta. Mulțumim frumos! Da, este o provocare pe care o așteptăm cu drag, pentru că am muncit enorm de mult să ajungem la nivelul ăsta și aștept mai repede să treacă vacanța, să luăm de la capăt. Da, te salut și eu, Florentin. Îți aduce aminte când era aici în studioul Metropola TV, te-am pus în legătură directă cu domnul Petre Grigoraș, care spunea atunci, vreau să ne vedem, Florentin, la baraj. Cred că acum nu mai e de acord domnul Petre Grigoraș, după ce l-a invins, iar echipa ta a promovat în Liga a doua, iar Oțelul a rămas în Liga a treia. Da, un respect foarte mare pentru domnul Grigoraș. Este un antrenor cu experiență extraordinar de bună și de frumoasă în fotbal românesc. Da, am avut o continuitate foarte frumoasă în rezultate. Am avut și puțin noroc, dar nu foarte mult, puțin, pentru că mi-am și creat faze de a marca. Și până la urmă, echipa care a fost mult mai bine organizată din punctul ăsta de vedere a avut câștig de cauză. Ne este și teamă, Florentin Petre, când situația, în cel mai scurt timp sperăm noi, va reveni la normal la Brăila, când jucătorii vor fi plătiți la timp, atunci când condițiile vor fi cele adecvate pentru o echipă de Liga a doua, parcă ne este și teamă atunci cum vă veți descurca. Da, într-adevăr avem promisiuni. Am venit pe lângă Consiliul Județean, care a fost alături de noi în ultimul an și jumătate. A venit și domnul Cărligea, un om potent de afaceri din zonă, care ne-a susținut în ultima perioadă și ne-a plătit o parte din restanțele financiare pe care le avem de primit. Mai avem de primit încă o parte din bani. Cu siguranță în momentul când, de fapt, într-un timp cât mai scurt, se vor rezolva și problemele astea, vom reveni la zi, ca să putem să începem campionatul Ligii a doua cu un altfel de moral și o altfel de atitudine. Dacian, te rog dacă aveai un mesaj pentru Florentin Petre. Salut, Florentin! Salut! În primul rând vreau să te felicit. Mulțumesc, mă. Ai făcut o echipă foarte bună. Chiar am văzut amândouă meciurile și vreau să te întreb dacă băiatul tău o să rămână la echipă sau a primit vreo ofertă. Da, Patrick primește oferte, dar a zis că în perioada asta, mai ales până se termina campionatul, nu s-a gândit la nicio ofertă. Dacă va avea ofertă de Liga 1, îl voi lăsa să meargă. Dacă va avea oferte de Liga 2, nu are rost să meargă, pentru că aceleași condiții le putem oferi și noi la Brăila, plus că e lângă mine. E într-o formă foarte bună, a fost cel mai bun jucător al nostru, cred că și cel mai bun jucător din Liga 3, pentru că toată lumea a spus lucrul ăsta.
Și sincer să fiu, vorba lui Cristi Munteanu, el ești că toți de Liga 3, ar putea să joace în Liga 1 fără nicio problemă la orice echipă. Deci parcursul până la urmă a fost unul așa cum te-ai așteptat, Florentin, pentru că ai venit la noi în platou și ne spuneai cu modestie că ăsta ar fi obiectivul, dar iată că acesta s-a realizat și într-o luptă a orgolilor, cum spunea Ionel anterior, cu cei de la Galați. Da, da. Este un fel de steaua Dinamo al zonei. Într-adevăr, au avut o ambiție foarte mare, plus că ieri au avut posibilitatea să asiste și au avut posibilitatea să asiste și suporterii, cum au stat dragii de ei pe snarduri, pe unde au apucat, prin tribună, cât am avut voie, adică a fost o atmosferă cât de cât plăcută. Bun, în cazul ăsta te lăsăm... Exact, s-a ridicat la nivelul, de fapt, din punctul meu de vedere, jocul a fost mult peste nivelul ceatrei. Bun, în cazul acesta te lăsăm să te pregătești pentru noul sezon în scurta vacanță care urmează. Mulțumim tare mult, Florentin, și felicitări încă o dată. Vă mulțumesc mult și sănătate, numai bine. Asemenea. Bucuros? Ții minte, Ionel, când a venit la noi cu modestie, spunea că acesta ar fi obiectivul, dar nu era cel mai încrezător în treaba asta. Uite, când s-a realizat pe liniște. Da, când nu ai condițiile necesare și te bați cu echipe care au, din toate punctele de vedere, bugete consistente, ne povestea Florentin Petre că echipa sa, Dacia Unirea Brăila, avea cel mai modest buget din primele 5 echipe din toate cele 10 serii de Liga a 3-a. Da, știu că și eu m-am întâlnit la un meci caritabil și chiar vorbeam cu el și îmi spunea că... Iată că priceperea lui Dacian a dat roade și a dus și niște jucători interesanți pentru Liga a doua, Patrick Petre în primul rând, da, clar, da, și pe Vulceanu, acolo un jucător care a fost crescut de Steaua și care însemna ceva prin Liga a doua. Mai sunt câțiva jucători cu mare experiență, o serie de tineri de talent și iată că a găsit parcă Florentin Petre meniu câștigător, jos polaria pentru el. Și chiar mi-aduc aminte că l-am întrebat atunci dacă ar dori să continue pe această linie, chiar dacă sunt minusuri din anumite puncte de vedere, și a spus că da, mi-aș dori să continui, mi-aș dori să fie un proiect de lungă durată. Indiferent cât de greu e din anumite puncte de vedere, vorba lui că și a multora că trebuie venit cu bani de acasă. Nu contează, vreau să continui și vreau să cresc și să fac ceva frumos cu cei de la Brăila. Lucru de admirat, în definitiv. Dar fără bani e greu. Păi e greu, nu putem să ignorăm. Totuși vine Liga a doua. Exact. Alte pretenții. Asta schimbările ar trebui să fie mari, nu crezi? Ca să fie la nivelul celor de ligă. Schimbările mari, dacă te referi la lot, nu mi se pare că ar trebui așa mari. Dar acum vorbim de, nu știu, alte deplasări, mult mai lungi, alte condiții. Nu cred că mai poți să joci în Liga a doua la însurăței acolo. Exact. Nu știu dacă... Adică este altă cheltuială. Doar să intre acum, să intre Brăila în Liga a doua și să joace 15 etape și să se retragă, iar nu este păcat. Ok. Ar fi mare păcat. Da. Ai dat cu piciorul la toată munca lui Florentin Petre, care s-a chinuit prin Liga a treia și nu cred că e ușor să te și duci să joci. Și jucătorilor, care până la urmă și ei, nici lor nu cred că le-a fost atât de simplu, dar uite că s-au bucurat weekendul ăsta. Aceeași mare bucurie a fost aseară și la cei de la Steaua, care vin în Liga a doua cu ceva mai multe pretenții, Ionel, ce părere ai? Da, Steaua cu siguranță are un lot de Liga a doua la acest moment, ținând cont ce jucător cu nume are Daniel Oprița în rândurile sale. Chiar mă uitam ieri la partid, cel care a deschis scorul de George Cănințaru, un jucător cu experiența primei ligi și o execuție fabuloasă, chiar dacă n-am vrut să trimită mingea acolo în vinclu. Însă Alis, promovarea celor de la acestea, Steaua n-a fost deloc o facilitate. Norocul, dacă pot să spun așa, a fost că au marcat în minutul 3 golul la Fumați, mai apoi echipa gazdă, pe care am văzut-o foarte bine, a avut conducerea partidei, a egalat la un moment dat, a venit mai apoi și penaltiul, Pacionel, cel care scoate astfel de lovituri. Deci n-a fost deloc o formalitate pentru Steaua, o echipă care numără în rândurile ei foarte mulți jucători cu trecut important în prima ligă. Și în tur, cred că tot la fel au dat gol repede. În tur, da, tot așa repede și au marcat golul 2 pe final, iar Fumațiul a avut foarte multe ocazii de gol și atunci. A fost o dispută în general echilibrată, decisă însă, aici ne poate spune Dacian, de calitatea unor jucători. Da, asta a făcut diferența. Asta a făcut calitatea, diferența. Calitatea individuală. Calitatea unor jucători. Dar la cine surpriza plăcută unor a Fumat. Mie, de exemplu, îmi place Bărbulescu. Ok. Capitanul echipei, pentru mine, nu știu, îl văd cum aleargă la vârsta pe care o are. Metronom acolo. Da. Îmi place foarte mult. La fel și Călințaru, este un jucător cu experiență. Zaharia, care mărcase în prima etapă. Zaharia,
Mădălin Mihăiescu, Bogdan Chipirliu, Dean Beța, nu mai zic, Wallace Dacilva. Dean Beța, care a jucat cu mine, a fost meu coleg. Adică nici nu știi la cine să te oprești, dar ce am la... Nu, au jucători cu experiență. Doar că acum în Liga a doua, cred că cel puțin 3-4 schimbări ar trebui făcute. Eu am fost aris la meci, și cei de la Steaua erau toți prezenți acolo, vorbeau așa pe șoptite că ar fi nevoie de vreo 15 jucători pentru Liga a doua. Pe șoptite, dacă ai auzit de 15? Nu, discutau între ei conducătorii și deja se uitau spre viitorul sezon și spuneau că pentru o prestație convingătoare ei nu se vor mulțumi cu un loc pe la mijlocul clasamentului. Spuneau, dar nici nu poate să promoveze. Nici nu poate să promoveze. Apoi a apărut această nebuloasă, dar pentru o prestație bună, fanii de acolo vor vrea să fie pe primele locuri, Dacian. Poți să promovezi că nu poți, e clar. Dacă investești 3 milioane. Și asta e adevărat. Adică mai bine scopul final nu e cel dorit, da, mai bine. Adică mai bine mai stai un an să rămâi în Liga a doua și bănuții care exact, minimă. Cu o investiție minimă și după aceea să investești mai mulți bani ca să vedem. Ai. Vedem ce strategie vor alege conducătorii. Da, sunt de acord, cu Dacian pentru că ar mulțumesc. Fi da, cu plăcere. Păi sunt de acord pentru că ar fi o investiție rațională din punctul ăsta de vedere, să ai o bucățică mai mică, o sumă mai mică de bani alocată sezonului ăstuia până reușești să te pui la punct cu restul aspectelor și după aia să fii cu un boom de capital, astfel încât să nu pierzi nici capitalul investit, să nu pierzi nici un an de zile. E una da, eu cred, Alice, dacă nu ai voie că vor face o echipă competitivă, vor aduce jucători importanți, bine plătiți și poate a creuna de pe acum, pentru stagiunea care urmează, să nu mai fie nevoie vara viitoare să mai muți foarte mult. Așa cred eu că vor face ce de la Steaua. Și să plătești un jucător... Au plătit la Liga 3, apoi la Liga 2. Hai, vom vedea ce se întâmplă. Haideți să mergem un pic și la cei de la Steaua. Avem la telefon pe Adrian Bubescu. Bună seara! Bună seara! Dezbăteam, bineînțeles, accederea în Liga a doua a echipei Steaua și vă transmitem prin dumneavoastră felicitări pentru această reușită și că va fi nevoie pentru următorul sezon de ceva schimbări sau investiții. Ce părere aveți? Cu siguranță că vor fi schimbări, investiții. Asta depinde acum de organizarea și priceperea celor care se ocupă. Dar sperăm că totul va merge până acum foarte bine, o să meargă și în continuare. Ați făcut... O să luăm încă noi oameni pricepuți, stelici care vor cu adevărat să promovăm mai departe. Da. Ați făcut, domnule Bumbescu, adevărate valori după această mare sărbătoare seară cu acea declarație legată de faptul că Steaua n-ar avea drept de promovare și aici, împreună cu cei doi colegi ai mei, discutam că și în aceste condiții, clar, din punctul meu de vedere, obiectivul Stelei în noul sezon este o clasare superioară, pentru că nu cred că ar conta pentru miile de fani ale acestei echipe că poți promova sau nu. Ei vor să vadă echipa pe primele locuri. Da, cu siguranță, cerințele sunt mari la Steaua. Dar este o situație în care să vedem cum o să ieșim, apropo de ce am spus eu ieri în comunicat. Da, este o situație în care cam confuză, din câte știu eu, dar poate mă înșel eu, dar o să vedem pe parcurs. Da, cu siguranță trebuie să aducem un investitor. Și vă auzeam și mai devreme, să știți că Sarge nu stă așa mari la Clubul Steaua. Să vezi curaj să spune, în afară de Ogăraru, care are salariu mai mare decât comandantul, toți ceilalți au salariu mai mic. Bine, în definitiv, nici măcar, adică nu era neapărat subiectul discuției noastre, noi vorbeam pur fictiv, să zicem așa, de eventuale investiții care ar trebui făcute. Sărind de la una la alta, să spunem, în ceea ce privește partida de ieri cu cei de la Afumați, care nu s-au lăsat deloc ușor în fața echipei Steaua, ce părere aveți despre partida de aseară? Echipa a fost bine pregătită de Oprița. Și el a fost, eu chiar vă aproape zilnic ne vedem la teren și discutăm, dar avea și tasternă meciul să promoveze și să plece câteva zile să le creeze puțin. Era și el foarte supărat că nu mi s-a renuit contract. Da. Și totuși, domnule Bumbescu, Daniel Oprița este cel mai îndreptățit să conducă echipa și în Liga a doua sau, dumneavoastră, la experiența mare pe care o aveți, credeți că cei care conduc clubul s-ar putea gândi la o altă variantă? El, dacă a luat-o din Liga 4 până în Liga 2, cred că îi se îndreptățit să o ducă mai departe.
Dacă doamne ferește nu promovează în primul an, cum a spus și el acum, doamne, dacă nu promovam, plecam singur. Dar în care e foarte mari merite, împreună cu staff-ul și cu cei care l-au ajutat să continue. Pentru că este un antrenor bun, eu îl văd zilnic. Chiar vă spun sincer, eu îl văd dimineața, la prima oră, cum pune înaintea secunzilor, el pune jalonele, se ocupă de tot ce înseamnă teren. Deci considerați că meritul ar merita să rămână pe această poziție, sigur, și să ducă sigur, Steaua mai departe? Este un băiat care vrea performanță și are o vârstă aproape 40 de ani în care el vrea să afirme. Și unde mai bine să afirme decât la Steaua? Corect, așa este. E o chestiune de formalități până se va definitiva ceva și probabil atunci o să putem să vorbim pe date mai concrete. Dar până atunci să fie vacanță pentru toată lumea, că nu este atât de lungă și e destul de stresantă pentru următorul sezon. Cred, sigur. Și aici o să trebuia să aduci la Liga a doua jucători. Și noi avem câțiva jucători, nu dau nume acum, cu experiență și puțin bine, că nu joacă vârsta. Dar puțin mai așa, mai spre 36-37. Dar compensează cu experiența și cu maturitatea. Bun, domnule Bumbescu, mulțumim tare mult pentru intervenție de aici din studioul Metropolitan. Mulțumim tare mult. Ai auzit, se gândesc la jucători 36-37 de ani, te bagi? Cum să? Dar nu te chema nimeni, nu? Te bagi? Zic că imediat mergem la probe, nu? Păi cred că în probe, nu? Sau nu se mai dau probe? Nu știu, zic și eu, că nu... N-am jucat fotbal, n-am de unde CV-ul, să știu. CV-ul e important. Da, totuși e ciudat, am auzit acum ce a spus, că nu i s-a prelungit deocamdată, nu i s-a propus prelungirea contractului. Mi se pare puțin ciudat, totuși... Păi asta e diferența Daciana Cândeivă. Iată că la Sepsi, Leo Grozavu, din timp, înainte acestui baraj pentru Europa, Leo Grozavu a fost confirmat. Adică... Știindu-se ce urmează, aici însă lucrurile sunt destul de delicate, pentru că din câte cunosc eu, Daniel Oprița n-a avut așa o relație foarte, foarte convingătoare cu unii dintre oamenii care conduc clubul. De aici anumite disensiuni între cele două părți și probabil această reticență a conducătorilor legată de viitorul lui Daniel Oprița. Da, nu ai cum să iei meritele lui Oprița, adică exact cum a spus... A luat echipa din Liga 4, a dus-o în Liga 2. Adică, nu știu, mi-e greu să cred. Lasă-l 5 etape, 8 etape, să vezi ce face. Ce... Bine, din câte s-a vehiculat în presă, oferta a existat, dar nu în conformitate cu așteptările pe care le avea el. Bine, acum știi cum este pasa aceasta media și de PR și de management care se face cu antrenorii? Lăsăm o portiță, lăsăm urme de interpretare, că cine știe, poate discuțiile sunt clarificate, dar nu știm noi încă. Da, iată, Alice, la Craiova s-a întâmplat acest lucru. Ai văzut cum s-a întâmplat cu... Eugen Tric a promovat echipa și a fost înlocuit de Adrian Mutu, se poate întâmpla fără doar și poate, la Steaua, ca Daniel Oprița să nu mai continue, să vină altcineva mai experimentat, mai bun în opinia celor care conduc clubul din Ghencea în această perioadă. În schimb, aș întreba pe Dacian Varga, păi dacă punem în balanță Dacian, Dacia Unirea Brăila, cu mâncare la caserolă și Steaua cu salarii, nu vreau să spun unele dintre ele. Este diferență uriașă și atunci tu ca antrenor, păi crede-mă, Dacian Varga promova cu Steaua, cu lotul ăsta pe care îl are la dispoziție, nu? Și în condițiile pe care le-a avut. Hai să fi văzut la Brăila dacă puteai să promovezi, nemâncați, nebăuți, neechipați. Acolo vedeam, nu? Oprița mai promovat odată. E adevărat, dar dacă punem în balanță chestiile astea, acolo să reușești să faci ceva performanță. Aici, crede-mă, cred că e neapărat Dacian Varga promova echipa Steaua cu lotul pe care îl are. Nu, cred că e o condiție supremă. Au mai fost în centrul și ne-au promovat. Înaintea lui Oprița. Și mai sunt și alte echipe cu condiții foarte bune care, uite, că nu prea se mișcă așa cum și-ar adică, dori. Eu zic că se punea și-a pus ștampila pe echipă. E. Părerea mea, Oprița. Dar ce n-ai spus mai devreme când a amintit Ionel de Eugen Trică, că ți s-a părut o mare nedreptate acolo cu înlocuirea lui. Deci crezi că ar fi meritat să continue, nu-i așa? Da, da, siguranță, siguranță. A venit, a promovat și, nu știu, nu l-ai mai lăsat să mai, nu știu, nu l-ai lăsat să guste din tort. L-ai dat afară. Lasă-l 5 etape, că nu cred că era capăt de țară dacă lăsai 5 etape să vezi e ok sau nu e ok. Poate să facă față la Liga 1 sau nu poate să facă față la Liga 1.
De asta am spus că mi se pare o mare nedreptate. Dar înlocuirea aceasta cu Adrian Mutu, cum ți se pare? Adică ți se pare ca fiind o mișcare de PR? Ți se pare ca fiind o mutare foarte bună din punct de vedere al investiției? Din punctul meu de vedere putea să vină și Mourinho antrenor. Omul ăla ți-a promovat 5 etape, nu cred că era foc. Nu retrograda nimeni în 5 etape. Campionatul este lung. Dă-i omului 5 etape de acomodare, să vezi dacă poate să facă față în Liga I sau nu poate să facă față. La pretențiile Dacian cresc, e altceva, e altă ligă, Craiova, expunere foarte mare, un nume uriaș cum este Adrian Mutu. Din multe puncte de vedere, probabil că alegerea celor de la Craiova este justificată, chiar dacă îi costă pe cei din familia Mititelo de vreo 5 ori mai mult decât era Eugen Trică. Ok, dar Rapidul? Rapidul, stai să vedem și la Rapid, este clar că au mers pe o altă linie cu Mihai Iosif. Însă vom vedea dacă rezultatele la Rapid, 2-3 etape, i-au gândit altfel, acum nu poți. Asta am spus, mie mi se pare foarte ok cum a pus problema, de exemplu, Nico, la Rapid, adică... Cu strategia lui. Exact, chiar vorbeam cu el, că noi în fiecare miercuri ne strângem și jucăm și stăteam în saună și discutam cu el și îmi spunea, nu am cum să nu-l las pe acest antrenor. Dar ești de acord cu mine dacă îmi dai voie că dacă începe prost, fanii se vor urca în capul lui Daniel Nicolae pentru că n-ai intuit la timp că ar trebui făcut o schimbare. Pe toată lumea și dorește să rămână el antrenor. Și fanii, și conducerea, da, dar și jucătorii. Începe prost... Mă îndoiesc că de la început s-ar putea să asta fie mai... Spus, s-ar putea adică... să-i lase o perioadă de răgaz, că au fost... Alin, spun pariu că dacă meciurile amicale vor fi proaste la Rapid, pun pariu pe cât vrei în momentul ăsta aici în direct. Mai bine faci pariu cu mine că știu mai bine. Eu sunt la mijloc între asta, trebuie să vă împart pe amândoi și să vă iau așa apărarea la fiecare în parte, dar cu siguranță discuția asta e lungă și sunt atât de multe puncte de vedere, nici nu pot să spui că e unul mai, nu acceptă grad de comparație, dar mai corect decât altul. Fiecare, mă rog, sunt argumente pro și contra în direcția asta, dar vom vedea de parcursul, va fi unul cu siguranță anevoios. Probabil cei de la Craiova și-au dorit ceva mai sigur, mai, pe mai multă forță dintr-o dată, iar cei de la Rapid ceva cu cheia succesului, cum s-ar spune. Pe care au, Rapidul și-a dorit așa ceva, un fel de pași mărunți. Pași mărunți, iar... Viața lungă. Pași mărunți, viața lungă. Iar Craiova crezi că s-a aruncat un pic? Ca la fotbal. Exact, eu cred că s-a aruncat. Crezi că s-a aruncat un pic? Așa cred. Dar din punct de vedere al lui Adrian Mutu, crezi că e un câștig pentru el să vină la o echipă din Liga I și să renunțe la Național Under 21? Nu, cred că, din punctul meu de vedere, cred că se plictisea acasă. La echipa națională ai două, trei convocări pe an, patru convocări. Cred că Adi își dorește să antreneze în fiecare zi. Bine, ar fi pentru experiența pe care trebuie să o acumuleze, cred că asta ar fi varianta cea mai dorită. Mă gândesc, acum depinde fiecare cum, exact cum ai spus tu, să nu mai stea pe acasă. Exact. Vom vedea și fanii Craiovei ce pretenții au, ce așteptări au, pentru că acolo fiind această dispută cu cealaltă echipă din Craiova, să care este pe podium, de la CSE. Evident, și dacă rezultatele nu-l vor ajuta și pe Adrian Mutu, vorbim ales de rezultate. Ele sunt barometrul fiecărui antrenor. Fanii nu te iartă, mai ales la echipele astea cu pretenții, care au foarte mulți suporteri, că ești Mutu, că ești Mihai Iosif, dacă rezultatele nu sunt unde trebuie. La echipele astea care împart orașul în două, că tot vorbeam săptămâna trecută de sărbătoarea care s-a întâmplat și a împărțit la propriu orașul în două tabere, în două sărbători diferite. Deci s-ar putea să fie un sezon, s-ar putea, cu siguranță o să fie un sezon foarte interesant. Da, și eu sunt de acord cu tine. Foarte, foarte interesant. O să ai două echipe din Craiova, Rapidul. Acum să ne rugăm la Dumnezeu să se termine cu această pandemie, să vedem cât mai mulți spectatori pe stadion. Păi pare că deja s-a terminat, am avut un număr foarte mic de cazuri astăzi. Perspectiva este una optimistă. Vă mulțumesc amândurora că ați fost alături de mine în seara aceasta, dar din păcate timpul nostru a ajuns la final, însă noi ne revedem mâine, tot de la ora 17, cu subiectele zilei din sport. O seară plăcută tuturor!